Salutare, eu sunt Sykes și azi v-am pregătit cel mai insane English pe Fortnite pe care l-am găsit. Efectiv, e un English de fof și te joci Fortnite cum te jucai Fortnite înainte și e o experiență tare rău de tot. Nu uitați, dați și voi un like și un subscribe, pentru că e foarte apreciat și eu nu vă mai țin, hai să-i dăm direct drumul la clip. Ok, băieți. Poate vă întrebați, hei, Sykes, ce trebuie să facem acum, băi, e destul de simplu. Vedeți că pleacă autobuzul într-un minut și bine. Așteptăm playerii 1 minut și 10. Trebuie să dăm slide fix înainte să plece battle bus-ul. That's it. Doar trebuie să dăm slide. Adică când acolo o să fie 0 secunde la battle bus launching, trebuie să dăm slide. Atât. That's it. Ar trebui să avem glitch de FOV. 3 2 1. Hai că merge, hai. Acu. Cred că a mers. No way, bro, cred că a mers. Sau? A mers, n-a mers, nici nu-mi dau seama. Hai, cred că am dat prea devreme. Da. Da, fail. Băi, e destul de greu, dar cred că e worth it. Adică trebuie să ai un perfect timing, fix la milisecundă să dai slide. 2 1 și n-am dat slide. Băi, e greu, mă, e greu și mă enervează. N-am prins-o! Hai, mă, că de data asta mi iese. Ia! No! Way! No! Way a mers! Deci, băi, nici nu mai vorbeam, trebuie să dai în ultima secundă. No way, cum se vede. What? Cum se vede mapa? Cum se vede mapa când dai? Ok, trebuie să nu mor, ok? M-am dropat cel mai prost, probabil. Deci, când apăs W, uitați cum se vede mapa. Trebuie neapărat să încercați glitch-ul ăsta. Nu prea cred că o să se peciuiască curând, pentru că, da, nu e un glitch OP, dar înțelegeți voi. Nu m-a ales păsări? Nu știam că este păsări în Fortnite. De-abia aștept să ating pământul, doar să văd cum se simte. Ok, am ajuns. Wow. Îmi văd tot caracterul. Boys, îmi văd tot caracterul mereu. Bă, voi mai țineți minte cum era stretch-ul înainte? E la fel ca stretch-ul vechi. Că ia 10-a 15-a oară când am încercat. Deci durează ceva, băieți. Doar încercați în continuu. Trebuie să aveți perfect timing. Cred că ați văzut în ultimul clip acum am făcut eu. Oameni, cât de șmecherie. Că e ca stretch-ul vechi. Îmi văd tot caracterul și dacă stau pe loc și dacă mă uit în sus, tot văd tot caracterul. Se vede că e stretch-ul. Uite cum se face imaginea. Dar e că nu am caracterul pe jumate și nu știu dacă ăsta o să fie un dezavantaj sau un avantaj pentru mine. Vedem acum când mă bat cu cineva, dar dacă tot mi-a fost destul de greu. Dar nu vreau să mă bat momentan pentru că mai vreau să mă joc. Vedeți când sar cum face? Să strică puțin imaginea, gen să dă zoom out și înapoi zoom. Tare rău de tot, frate. Cât de dor mi era să joc Fortnite așa. Bine, știți care e faza? Că la stretch-ul vechi primeai și FPS-uri în plus. Eu n-am ce zice, am un calculator destul de bun. Adică acum nu mai joc pe performance. E prima oară când nu joc pe performance. După câte puteți vedea, văd și eu iarba și chestii. Dar, da. LOL, ce e ăla? Ce e ăla? Asta mănâncă armele. Poate mănâncă shotgun. Ok, nu vreau să mă bag cu tine. Stai acolo, eu stau aici, suntem bine. Ce mai dinozaur un Fortnite, băieți. Ok, hai să ne uităm câte frame-uri avem. Ok, 190, n-am 240. Păi ok. Dar având în vedere că văd și mai mult din mapa cu, probabil îmi scade puțin din frame-uri. Uite, mai sare la 240 uneori. Eu când joc pe performance am 240 de frame-uri. Jucai pe stretch înainte, aveai mult mai multe frame-uri. De ce? Pentru că aveai mai puțin pixel pe ecran și efectiv calculatorul tău făcea mai puțină muncă și aveai mai multe frame-uri. Se mișca totul mai smooth, aveai și FOV boost, vedeai mai mult din mapă, cum văd eu acum. Neapărat să ne mai dăm pe un glider, să apăsăm W. Bă, voi ați văzut când sunteți în aer cum se vede? Insane rău de tot. Să mă bag cu cineva, dar nici nu vreau să mor, de-aia fac materiale. Bine, loot am destul de bun, am două arme legendare, bro. Ar fi tare dacă aș termina totul dintr-o încercare, pentru că nu știu când aș mai putea să fac glitch-ul ăsta încă o dată. Bă, e destul de greu să-l faci, dar e fun, mă, e fun. Acum că a apărut și tilted-ul, și am și stretch. Mamă, mi-aduce aminte de Fortnite-ul vechi. Are rău de tot, bă, frate. Deci, bă, băieți, în comentarii, ce sezon vă lipsește vouă cel mai mult? Sincer acum. Sau în ce sezon v-ați apucat? Sau în ce sezon v-ați fi dorit să jucați? Doar spuneți în comentarii. Eu mi-aș fi dorit să joc în sezonul 3, gen tot sezonul 3. Am Umbrella în sezonul 3, dar n-am John Wick-ul. Mă frustrează destul de mult că îmi place John Wick. Avem materiale, avem arme. Hai tata să omorâm pe cineva. Dacă stă cineva pe Spectate pe mine, dacă vede la fel. Chiar sunt curios. Sunt curios rău de tot pentru că momentan glitch-ul ăsta nu prea e cunoscut și n-am cum să testez pe altcineva. What are this, bro? What are this, bro? Clomberry. These are ready full. Ok, o să le iau, o să le iau. Nu vă întrebați de ce mai sunt doar 16 playeri și de-abia a început meciul, adică e prima zonă. Dar s-a băgat Tilted Towers azi acum câteva ore și da, lumea nu prea știe de glitch-uri, dar toată lumea se duce în Tilted Towers, bere. Efectiv, dacă aduc 90 de player în Tilted Towers, mai sunt 16 player pe toată mapa. Eu cu încă vreo 10 cred că ne-am dus în alte locații în afară de Tilted Towers. Deci nu prea mă aștept la multe kill-uri pe meciul ăsta, dar facem ce putem. Ah, what? Am văzut un player? Mi s-a părut? E un player. Să trage. Trage și el. Păi, și vedeți că două pe ei, că efectiv pot să stau sub rampă și-l văd. Dacă n-aveam FOV boost-ul, nu-l vedeam de aici de sub rampă. Bro. Cap. Headshot. Fel înțeleg de ce s-a scos slide-ul ăsta de FOV pentru stretch. Dacă erai pe calculator și te jucai așa, da, era foarte OP. Era fun. Da, dacă erai pe PlayStation nu puteai să te joci așa și aveai un avantaj dacă te jucai pe calculator. Ei au spus că au scos stretch-ul pentru motion sickness sau ceva genul când l-au scos. Eu nu prea cred că e adevărat. Hai să vedem cât îmi dă blueberry-ul ăsta. Se numește Clomberry.
L-am mâncat, aveam 81. Dă 10 vere. Așteptam la mai mulți. Da bine, 60 shield, dacă fii 6, da, bă, chiar e ok, dă repede. Materiale avem. Hello Bibi a făcut un kill, nu știu dacă ați observat. Schimba shotgun-ul, că ăsta mi-aduce aminte de pam, pare mai worthy. Mamă, ce-mi place să joc. Nici nu mai vreau să ies din meciul ăsta, nici nu mai vreau să mor, nici nu vreau să mă bag cu cineva că poate moare. După, efectiv, mai am FOV în următorul meci, că e destul de greu, mă, să faci glitch-ul. Voiam să mă las pe gubaș, pentru că după vreo 15 încercări, văd player încolo. Sunt 10 player în afară de mine pe toată mapa, nu știu unde o să găsesc eu player. Cu apare mai sunt 9, că am mai murit. Bine, eu am un avantaj. Ei nu știu chestia asta, deci aș putea să câștig lejer. Ah, mă, și noi la bătaie. N-am găsit și noi un launchpad ca să pot să mai dau hovul ăla șmecher odată. Ia uite-l. Oh. Mori, tată, bă, dar-s prea bun. Mamă, cum cons... Ah, bune, că se vede că ai FOV-ul vechi. Oh my god, cum poți să editezi? Nu mă așteptam la asta. Când construiești să vede atât de satisfying. Am 3 kill-uri, destul de mult, sincer. Vă dați seama că a început sezonul și eu niciodată n-am fost pe tirolianele astea? Bă, niciodată. Dezamăgit de mine. Iar au pe cineva cu Spider-Man? E aproape. Cred că moare. I-am spart capul? E pe ăsta. Ia fac team. Ia da, cred. 20 white. E 11. Mori, sera pretty try hard. Avea și coroana, let's go. Mănuși, let's go. Oare cum să vede cu mănușile când mergem? Trebuie să încercăm. 3, 2, 1. Ok, mă așteptam la ceva mai. Hai să încercăm la 11 iar. Uite cum se vede caracterul când apeși W, bro. Este toată harta, efectiv. După se apropie, sunt tare. Nice, am descoperit și eu mapa asta. Eu o să-l păsa. Mamă, cât de OP! Sezonul ăsta e next level. Pe DirectX 11 sau de la FOV? Eu cred că e de la FOV că joc atât de bine. Hai, aproape îl băteam, bă. Da bimba, da bă. Ia uitați, băi. Uitați, băi. Da apăs W cum văd toată harta. Dați cum se vede și cum, cum văd cu W. Aveți ce zice. Chiar eu pe. Opa, 40. I-am dat 40, bro. Să câștig meciul ăsta neapărat. Nice, big. Thunderbolt. Da, trebuie să dăm nou scop neapărat. Vedem ce-i fa, băi. Voi vedeți ce zoom fast dă? What, ce facem ăla? Ce aruncat în mine? Ah, ah. Poate facă la el, am crezut că arunca cu ceva. Trebuie, mă, mi are când am să merge. De ce-mi trebuie are? Ați văzut ce am făcut? Dacă ați văzut cât de prost am fost. Cum era să mor, vere? Dă-mi un medkit. Dacă îmi dădea medkit, eram zeu. Oamne ferește, cum era să mor. Nu vine să crezi că sunt chiar atât de prost. Ten, în calar, tata, că e perfect ce-mi trebuie mie. Dacă e bine, e bine, e bine. E bine și atât, e bine și atât. Am făcut de viață. Am descoperit și eu alienele astea, sunt fericit. Mai sunt doar eu cu ăla de sus și cu ăsta de jos. Trebuie să văd cumva cum îi bat. Ăla de sus pare mai scary, sincer. Ha, și mi-a dat și discover. Facem să-l bătem, băi, de acolo. E cam riscant ce fac acum. 36? Fac cu el, Bill Battles? Cred că am pus con? Cred! Cât mai construiește, bă? Hai, mă, tată, că ne sparge ăla! Mă dau jos și o să-l sparg, e mai bună opțiune. Mai bună opțiune, cred că are cum să supraviețuiască. 30 fold damage. A supraviețuit, bă. Sunt prea bun! Mai sunt doar eu cu unul, vrea să vină pe mine, am auzit. Rău, construiește, lol. A, ce faci, tată? Cred că sunt prea bun, mai dau noscop, îl bat așa. Noscop! 5-15. Am vrut eu să-i dau nou scop. Am vrut eu să-i dau nou. Voi nu înțelegeți cât de tare mă oftim. Ok, băieți, știu că n-am făcut win. Oricum știți că eu fac cele mai multe win-uri, adică nu o să pune problema. Dar cred că încă merge glitch-ul, deci încercați-l neapărat, pentru că e fan rău de tot. Și o să faceți win-uri garantat. Da, băieți, cam asta a fost episodul pe care l-am pregătit. Sper că v-a plăcut. Și până data viitoare, nu uitați să dați voi acolo un like și un subscribe. Dacă o să fie susținere mare, o să revin pe canal. Și da, cam asta e tot. Hai, vă pup.